Componenții echipei de fotbal de Liga 3 a CSM Deva au plecat într-un stagiu de pregătire montană începând de ieri, 31 ianuarie. Cantonamentul se desfășoară în stațiunea Băile Herculane. Echipierii liderului neînvins al seriei a 7-a din Liga 3 de fotbal CSM Deva se pregătesc intens pentru sezonul de primăvară. Acesta se desfășoară până pe data de 8 februarie în județul Caraș-Severin la Herculane, într-o locație în care devenii merg de 3 ani și sunt mulțumiți de condițiile oferite. Va fi un cantonament care se va baza exclusiv pe acumulare fizică, iar oficiale clubului speră că jucătorii să fie cât mai bine pregătiți pentru a obține rezultate pozitive în sezonul competițional. Beneficiem de toate condițiile de pregătire și de recuperare și în fiecare an pregătirea de iarnă ne-a adus plus valoare în sezonul competițional. Vom deplasa lotul de bază, dar avem și juniori din propria pepinieră și sperăm ca întreg lotul și toți băieții să se întoarcă sănătoși acasă și cu o pregătire foarte bună. În zilele de cantonament montan de la Herculane, jucătorii de la CSM Deva nu vor avea contact cu mingea. Cu toate acestea, echipierii de la CSM Deva sunt conștienți de importanța pregătirii precompetiționale. Avem condiții foarte bune de recuperare, de pregătire, tot ce ține de un cantonament și noi, sincer, sperăm să venim mult mai pregătiți decât suntem. Suntem pregătiți și acum, dar vom face o pregătire de spartani pe românește. Ne încărcăm bateriile și suntem nerăbdători să dăm drumul la treabă, să vină meciurile și să o ținem tot așa. Va fi greu fără minge în cantonament? Va fi greu, dar rezultate fără sacrificii nu se pot face și având în vedere că la Liga 3 se pune foarte mult baza pe pregătirea fizică, este ideal ce facem noi acum la Herculane și ne va prinde foarte bine. La 3 zile după revenirea din cantonament, adică pe 11 februarie, devenii vor juca un meci de pregătire cu liderul din Liga 4, Arad, Unirea Sântana. Campionatul se va relua pe 10 martie cu antepenultima etapă din sezonul regular, CSM Deva urmând a juca acasă cu Jiul Petroșani.